Salut, Sorin aici. Un benchmark este un program sau o suită de programe ce are rolul de a evalua performanțele sau de a diagnostica performanțele unei componente sau unui sistem PC sau laptop. Aceste programe ne permit să comparăm performanța a diferitelor componente ce se pot găsi în sistemul nostru sau în mai multe sisteme. Astfel ne putem da seama care componentă sau care sistem are performanța de care noi avem nevoie. Aceste benchmark-uri, aceste teste, sunt de trei tipuri: sintetice, real world, realistice sau hibride. Benchmark-urile sintetice, practic, reușesc să izoleze destul de bine o singură componentă a sistemului nostru pentru a-i evalua performanțele, să zicem procesorul sau SSD-ul. Acestea nu îți pot oferi o vedere foarte amplă despre cum se va descurca sistemul tău într-o anumită aplicație, deoarece folosesc mai mult o singură componentă și nu întreg sistemul. Benchmark-urile de tip real world, adică cele realistice, încearcă să simuleze efectiv o aplicație, un joc, o randare 3D, de ce nu, pentru a oferi o idee despre performanța întregului sistem în acel scenariu. Acest tip de teste ne pot da idei exacte despre cum se va descurca sistemul nostru în aplicația ce dorim să o rulăm. Un benchmark hibrid este o combinație dintre amintitele teste, cele sintetice și cele real world, pentru a ne oferi o vedere cât mai amplă asupra întregului sistem, dar și a fiecarei componente în parte. Când vrei să cauți o componentă nouă sau un sistem nou, indicat este să urmărești atât benchmark-urile sintetice pentru a te hotărâ care procesor să îl alegi sau care placă video, dar și cele realistice pentru a-ți da seama exact sistemul respectiv cum va face față jocului pe care vrei să-l joci sau în Adobe Photoshop, la compresia de fișiere sau în diverse scenarii din lumea reală în care vei folosi tu sistemul respectiv. Probabil vei găsi și un benchmark hibrid care să satisfacă toate nevoile. Trebuie doar să cauți atent, pe internet găsești o grămadă de review-uri la diverse componente în diverse scenarii. Dacă acest video te-a ajutat să înțelegi care-i treaba cu programele de tip benchmark și de câte tipuri sunt, lasă-ne un comentariu, dă-ne un like, dă-ne un subscribe și spune-ne mai jos ce astfel de videouri vrei să vezi pe viitor. Salut!